Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un videoclip informativ. De data asta e un videoclip uh, puțin mai uh, important. Uh, acesta este cam ultimul videoclip. Stă și părul prost, nu știu de ce. E cam ultimul videoclip pe care îl voi mai face pe, pe acest an, deoarece și pentru că faptul că vacanța oameni buni și uh, ei bine, mi-am planificat destul de multe chestii. Uh, pentru, pentru această vacanță, o să mă duc la munte, să mă dau pe pârtie, o să tai niște porc, să mănânc niște șorici. Apoi vine și vin toate rudele din străinătate și toate cele și din păcate nu o să mai am când să mai postez nimic. Uh, am postat așa ultimele videoclipuri pe care le-am mai avut acolo care nu am apucat să le postez. Uh, le-am postat astăzi. Uh, și Na, ce să vă mai zic uh, Îmi pare rău pentru viitoarea Inactivitate ce o să am Vă recomand dacă vreți să vă uitați la, În continuare la seria de Mountain Blade Să-mi în continuare sugestii Și după ce revin Din vacanță, după ce o să fiu Un copil trist pentru că s-a dus și vacanța asta um, Am să fac un videoclip special de început de 2016 și cam ce planuri am și un montaj super special pentru că sunteți special ce naiba. Și da, da, și cam atât. Bine, oameni buni, păi vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată în anul 2015 și să sperăm că ne vedem în 2016 cu un an în care dați mai multe facuri pe videoclipurile mele și probabil să l strângem mai multe like-uri la seriile acelea. Cine știe Păi Eu am fost panul anul acesta gazda voastră Icuncio Și pot să mă mândresc cu faptul că am Că intru în 2016 Cu un calculator parțial Foarte bun Adică am reușit în 2015 să îmi iau acest microfon, știți, la începutul lui 2015 uh, mi-au luat acest microfon, apoi undeva pe la jumătatea lui 2015 mi-au luat și acest pop filter și brațul de microfon care ține ăsta și ocupă cât jumătate de cameră. mi am luat și monitorul oameni buni care, după care o să mă puteți vedea de 700 de, mii de ori. uite la aici, au, stai că s-a gătuit firul. uite la scrie pe el BenQ. Stai așa să dau pe desktop ca să vedeți. Scrie pe el BenQ. Și chestia asta de la OBS cu care filmez eu acum. Ni. Monitor... Uh, 24 de inci am impresia. Barna m-am obișnuit cu ăla mai micu și uite aici aici editez eu. <laughs> așa, în interior aceea avem și noua plăcuță video de la MSI GTX 970. Foarte, foarte tare și ca să nu uităm, aha, stați așa, să punem asta la loc, să nu uităm de ultimul detaliu și cel mai important, uh, mele mirobolante, dacă tot stă prost, da, 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 stai prost. Stai prost. Ah! Căscuțele mele mirobolante care sunt chiar aici. Dar de ce n-ai basta așa? Zici că... Mm. Uite așa mele mirobolante de la Steel Series. Steel Series... Uh, Siberia V2. Pot să spun că sunt niște căști super bune. Deci sunt super, super, super bune și chiar nu știu de ce îmi stă părul așa, mă enervează. M-a spălat azi și îmi stă prost. De ce? Well, cam asta a fost și videoclipul Pă anul acesta, oameni buni. Ce să vă urez și vouă, sărbători fericite, să vă petreceți bine acolo, să mâncați cât mai mult șorică după nu mai mâncați niciodată șoric. Um, Încercați să nu muriți înnecat cu șoric pentru că aparent cineva de la mine de aici din oraș a murit înnecat cu șoric. Cum este posibil să mori înnecat cu șoric? Mă rog, e, e, e trist, da, e trist, da. tot, tot, nu, tot nu pot să mă amțin. Cum dracu să mor cu șoric? Mă rog. Uh, ce să vă mai zic? Ce să vă mai zic? Uh, să nu vă bătați pe acolo să faceți urât. La Revelion, să vă distrați. Uh, destinația mea pe anul acesta... Strava oameni buni La schi pentru vreo 4 zile Cam așa O să fie fain Când revin o să vă aduc și poze și chestii Ce am făcut pe acolo Ceau oameni buni Să aveți un an fericit Și sărbători fericite tuturor Crăciun fericit și toate cele Bye bye